La Oglinzi a debutat cea de-a doua ediție a taberei ARC. În prima serie, 150 de copii ai românilor din diaspora au venit să petreacă vacanța de vară în județul Neamț, mai exact în tabăra Oglinzi. Tinerii sunt cu vârsta între 10 și 18 ani, sunt implicați în activități recreative, cum ar fi ateliere de pictură, ateliere de teatru, de origami sau jocuri interactive și sunt dornici să se cunoască între ei. Scopul acestui program este acela de a veni în sprijinul românilor de pretutindeni în încercarea de a-și păstra și afirma identitatea etnică, culturală, lingvistică și religioasă, de a dezvolta legăturile acestora cu România, de a promova educația în limba română și accesul la valorile patrimoniului cultural românesc. În perioada 26 iunie 31 iulie, 750 de elevi și profesori în 5 serii consecutive, a câte 150 de persoane, vor veni la Oglinzi. Sunt din Republica Moldova și sunt prima dată la tabla Oglinzi din România. Am venit prima dată și sunt foarte plăcută, impresionată din faptul că este foarte interesant, este o priveliște minunată și la fel pot să menționez faptul că am făcut cunoștință cu foarte, foarte mulți prieteni. Suntem foarte mulțumiți de toate activitățile care sunt și sperăm să fie la fel de interesante și frumoase. Din prima serie a taberei ARC fac parte copii cu rezultate deosebite din Ungaria, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova.